Ieri a fost 1 decembrie, adică Ziua Națională a României. Foarte mulți oameni au sărbătorit, foarte mulți români din România, dar și din Republica Moldova, pentru că ne considerăm, sau majoritatea se consideră români, însă nu intrăm în această dimineață în polemici referitoare la ce limbă vorbim sau la naționalitate pe care o avem. Important însă este să ne iubim țara, să ne iubim patria și să o respectăm. Iar în continuare o să facem cu cunoștință cu o tânără care își respectă foarte mult patria, o tânără foarte talentată, care și-a pus energia, talentul și a lansat o piesă foarte frumoasă cu un mesaj patriotic și frumos. A lansat și un videoclip pentru această piesă care se numește Zimbrul de la Hotare. O să aflăm mai multe despre acest subiect chiar de la această tânără de care v-am pomenit deja. Se numește Roxanda Kowalski și este alături de noi în această dimineață. Roxanda, te aștept alături de mine. Ești superbă în această rochie tare frumoasă. Bună dimineața! Hai să te cuprind! Da? Și te invit pe canapea, draga mea, atent, așa. O rochie care este inspirată din tricolorul nostru, din drapelul României. Spune-mi, draga mea, nu știu, ce înseamnă pentru tine această zi și de ce ai hotărât să lansezi o piesă cu un mesaj profund patriotic? Pentru că ieri a fost o zi frumoasă, chiar nu frumoasă pentru că a plouat mai mult, dar a fost o zi frumoasă pentru România, dar și pentru noi, majoritatea cei din Basarabia. Eu cred că Basarabia face parte din România Mare, pentru că când mă duc în alte țări, vorbesc în engleză, în franceză, dar iată, în română mă înțeleg cu toți. Și de asta am vrut să vă fac un omagiu pentru basarabenii ce se cred români, vorbesc român, iubesc românește și simt românește. Foarte frumos, Roxanda. Uite, vreau să aflăm mai multe detalii despre această piesă. Spune-mi, cum a ajuns această piesă la tine? Cine a compus-o sau ai pescuit-o de undeva? E o piesă mai veche, cu o istorie îndelungată. Este piesa mea proprie și versurile sunt scrise de Arcade Suceveanu, muzica de Ada Zaporojanu, cărora le mulțumesc foarte mult pentru această colaborare, aranjamentul muzical Adrian Idrician. Această piesă chiar mi-a plăcut foarte mult. Împreună cu ea am mai făcut și Limba Română, tot despre limba română, despre Românie, despre Basarabie și cam așa, da. Foarte frumos. Uite, spune-mi dacă ai mai cântat-o, ai avut ocazie să o interpretezi în concerte? Cu siguranță că ai cântat-o în concerte. Sigur. Chiar săptămâna asta am avut chiar la școală, au venit o delegație de români din România și am cântat piesele Zimbru, am cântat și alte piese, desigur că a fost foarte frumos. Și atunci ai primit un feedback foarte bun din partea oamenilor. Da, eu cred că da. Foarte frumos. Marta, Roxanda, nu știu, spune-mi, este diferit pentru tine să cânti o piesă așa patriotică, o piesă despre țară? Este diferit să cânti astfel de piese față de, eu știu, o altă piesă despre orice altceva? Desigur că îmi place să cânt și alt fel de piese, în engleză sau chiar franceză, dar ador și piesele patriotice, pentru că și Doina și un alt de Teodorovici au cântat aceleași piese despre patriotism, Românie, Basarabie și desigur că îmi place și mie și de asta am vrut să aduc un omagiu, să-mi amintesc de ei. Foarte frumos. Îmi pare foarte bine că uite generația aceasta tânără nu uită de persoanele care au avut un rol foarte important în construirea practică a țării noastre. Chiar e frumos să cântă piesele lui Doina și Ion Alde Teodorovici, au piese nemaipomenit de frumoase. Roxanda, spune-mi, unde înveți? Vreau să aflu așa mai multe despre tine. Ce clasă ești? Unde studiezi? Învăț la Liceul Teoretic Român-Francez Gheorghe Asachi. Sunt clasa 8-a, am 14 ani, dar și studiez la Școala de Muzică Eugen Doga. Anul ăsta sunt absolventă, sunt clasa 7-a. Felicitări! Mulțumesc frumos! Ce vei face după ce, uite, nu știu, spune-mi ce vei face după, nu doar după ce o să termini această școală de muzică pe care o faci, dar după ce să finalizezi studiile la liceu. Ai de gând să faci muzică în continuare? Da, am de gând să fac muzică în continuare, dar vreau și în România, pentru că este o țară pe care o iubesc nespus de mult.
Și dacă sincer m-am gândit că după liceu voi pleca în România la studii, vreau să fac jurnalism. Așa, frumos. Dar pe lângă jurnalism voi face, cred, actorie și muzică, pentru că aceste lucruri mă definesc cel mai mult, cred eu. Se vede că ești, că ai putea fi o actriță bună, pentru că ai așa un chip foarte expresiv. Mulțumesc frumos. Și e mai multă energie pozitivă, așa. Mulțumesc. Că succes în orice, în orice ai alege tu să faci, da, Roxana. Mai voiam să precizăm câteva detalii în legătură cu videoclipul pe care l-ai filmat pentru piesa de care am pomenit mai devreme. Spune-mi câte ceva despre acest proces de filmare a videoclipului. Unde l-ați filmat și cum te-ai simțit? Am ales o zi frumoasă de toamnă. Am așteptat această zi, nu știu, am așteptat-o mult frumoasă, cu soare. Am plecat la cetatea Soroca, acolo am filmat videoclipul. Am revăzut cetatea Sorocii. Cu mine au mai venit doi actori mici, Dragoș și Andreea, care cred ne privesc acum, le salut. Așa. Și le mulțumesc foarte mult pentru că s-au descurcat de minune în această colaborare. Cel care a filmat a fost Marian Condrea. După ce am filmat la cetatea Soroca, am ridicat cele 600-700 de scări până la lumânare. De la lumânare am revăzut imaginea, panorama plină de culori a pădurilor. Și da, a fost o zi foarte frumoasă, cu o experiență foarte frumoasă, pentru că de dimineață și-am ajuns foarte târziu acasă și sincer eram obosită, dar foarte împlinită. Foarte frumoasă, Roxanda. O să vedem și noi imediat acest videoclip, rezultatul muncii voastre. Însă, înainte de asta, spune-mi dacă mai lucrezi la ceva acum, dacă mai planifici, nu știu, o lansare de piesă, filmarea unui alt videoclip, nu știu, ți-ai făcut așa niște planuri? Da, desigur că mi-am făcut niște planuri, eu vreau să fac încă niște videoclipuri, piese muzicale, da, desigur că vine Crăciunul, Anul Nou, da, vin sărbătorile, dar cel mai mult vreau ca piesele pe care le fac, videoclipurile, să ajungă la inimile tuturor oamenilor și nu doar la noi din Moldova, din Basarabia, dar și din România. Și din toată lumea până la urmă, sigur. Nu-i așa? Eu îți mulțumesc foarte mult, Roxana, pentru această discuție și pentru prezența ta atât de energică și de pozitivă. Îți mulțumesc foarte mult. Vedem imediat videoclipul de care ne-a povestit Roxana Kowalski, un videoclip pentru o piesă pe care abia aștept să o ascultăm cu toții și să ne bucurăm de versuri profunde ale acesteia. Zimbrul de la Hotare se numește. Vedem imediat videoclipul. Trece blând ca o poemă a pădurilor moldave. Vine zimbrul, urcă-n semă, ave, sfinte bour, ave. Trece blând ca o poemă a pădurilor moldave. Vine Bucovina, pe la
Pietrul urcă-n semă. Ave, sfinte bour, ave! Trece blând ca o poemă a pădurilor moldave. Vine zimbrul, urcă-n semă. Ave, sfinte bour, ave! Floarea lui Ștefan cel Mare.